Toți cei care și-au planificat mini-vacanța de Paște și 1 mai pe litoral au ajuns la mare încă de aseară. Cei mai mulți dintre ei au ales să petreacă în stațiunile Mamaia și Vama Veche. Nici măcar restricție de circulație nu i-au făcut pe turist să renunțe la distracția de pe litoral, și asta pentru că până la finalul săptămânii sunt așteptați la mare peste 35.000 de oameni. Nici n-au ajuns bine în stațiune, că oamenii au fost nerăbdători să pășească pentru prima oară anul acesta pe nisip. Plajele proaspăt lărgite au impresionat pe oaspeți, mai ales pe cei care țin la distanțarea fizică. Chiar și când e foarte frig afară, e mare plăcere. La orele prânzului, turiștii făceau coadă în fața unuia dintre cluburile de fițe din nordul stațiunii Mamaia. Cluburile funcționează zilele acestea ca niște terase în aer liber, pentru că sunt interzise petrecerile pe litoral. Clienții trebuie să rămână la mese și nu au voie să se adune pe ringul de dans. La ora 22, toate cluburile își vor închide porțile. Nici pe plajă turiștii nu vor avea voie să stea după această oră. Vor fi constituite patrule mixte de polițiști și de jandarmi, care împreună cu polițiștii locali vor acționa și în zona plajelor. Aseară, administratorii a 3 terase din Vama Veche au fost sancționați cu o amendă în valoare de 5.000 de lei fiecare, pentru că numărul clienților depășea capacitatea admisă.